Slavă Domnului pentru că în vest ține îndurarea Lui. Să ne ajute Domnul și pe noi să rămânem cu toată inima lipiți de El. Amin. În această idee. Spune aici în Deuteronom, în capitolul 5, versetul 29, de a rămânea ei cu aceeași inimă, ca să se teamă de mine și să păzească toate poruncile mele, ca să fie fericiți pe vecie ei și copiilor. Îndurarea Domnului ține pe vecie pentru cei ce se tem de El, pentru cei ce ascultă de El și pentru cei ce se racordează la voia Lui. Cuvântul Domnului spune, printre altele, în Evanghelia după Ioan de bună oară, în capitolul 1, spune aici, în versetul 18, nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurul lui Fiu care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. În Timotei, Apostolul Pavel reia ideea și spune aici, în 1 Timotei, în capitolul 1, Apostolul Pavel, îi spune lui Timotei și ne spune nouă, spune printre altele, a împăratului veșnicilor, a nemuritorului, nevăzutului și singurului Dumnezeu să fie cinstea și slava în vecii vecilor. Iar în capitolul 6, singurul care are nemurirea, care locuiește într-o lumină de care nu te poți apropia, pe care niciun om nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea și care are cinstea și puterea veșnică. La timpul de rugăciune era amintit versetul acela din Ieremia, din capitolul 30, versetul 21. Cine ar îndrăzni să se apropie de capul lui de mine? Noi nu ne-am fi putut apropia niciodată la masa Domnului de bunăoară dacă nu intervenea Domnul. Despre Domnul, despre Tatăl, spune aici în Isaia, în capitolul 33, versetul 14, cine din noi va putea să rămână lângă un foc mistuitor? Cine din noi va putea să rămână lângă niște flăcări veșnice? Biblia spune că Dumnezeu ne cercetează și în Isaia, capitolul 45, versetul 15, spune, dar tu ești un Dumnezeu care te-a ascuns, tu Dumnezeul lui Israel, Mântuitorule. Iar în cartea lui Iov, cuvântul lui Dumnezeu reia această idee foarte frumos și spune aici, în versetul 11 din capitolul 9, iată, El trece pe lângă mine și nu-L văd, se duce și nu-L zăresc. El vine și noi nu-L vedem, dar vedem efectele prezenței Lui, ceea ce rămâne în urma Lui, ce rămâne în urma pașilor Lui. Spune aici în Psalmi, printre altele, în capitolul 65, versetul 11, zice, pașii Lui varsă belșugul, atunci când noi ascultăm de El și ne racordăm la voia Lui. Atunci când noi avem o teamă sfântă, nu numai în casa Domnului, ci tot timpul, în toate clipele și în toate momentele vieții noastre. Dar atunci când nu se întâmplă așa, ne spune Biblia în cartea lui Habacuc, în capitolul 3, versetul 5, înaintea lui merge ciuma și molima calcă pe urmele lui. Deci Domnul este Cel ce ne cercetează și dorința Lui este să lase binecuvântarea în viața noastră. Dar toate aceste binecuvântări pe care Domnul le are pentru noi depind de ascultarea noastră, de modul în care noi ne racordăm la voia Lui. Acum, vis-a-vis de ceea ce am citit din Habacuc, Domnul are această calitate, are acest drept în dreptul nostru, pentru că spune în cartea lui Ieremia, în capitolul 30, versetul 11, căci eu sunt cu tine, zice Domnul, ca să te izbăvesc, voi nimici toate neamurile printre care te-am risipit, dar pe tine nu te voi nimici. Te voi pedepsi cu dreptate, nu pot să te las nepedepsit. Acum nu poate Dumnezeu? El are toată puterea și toată autoritatea, face tot ce vrea și tot ce dorește. Spune aici în Ieremia, capitolul 25 de bună oară, versetul 29, spune aici, căci iată că în cetatea peste care se cheamă numele meu, încep să fac rău și voi să rămâneți nepedepsiți, nu veți rămânea nepedepsiți, spune tot în Ieremia. Iar în capitolul 4-6 ideea este reluată și spune aici cuvântul în versetul 28, a doua parte a versetului, te voi pedepsi cu dreptate, nu poți să te las nepedepsit.
Pentru că Israel era chemat de Dumnezeu, pus deoparte, să-L poată reprezenta pe Dumnezeu cu demnitate, Dumnezeu a investit tot ce a fost bun în Israel, Dumnezeu avea această pretenție, să-L poată reprezenta pe El, dar pentru că poporul acesta nu l-a reprezentat cu demnitate. Biblia ne spune în final că Domnul i-a împrăștiat pe tot pământul, mereu le-a spus, dar ei n-au ținut cont. Acum Biblia ne spune în dreptul nostru, pentru că suntem biserica Lui, și în Matei capitolul 21, versetul 43, acolo spune că de aceea vă spun că împărăția va fi luată de la voi și va fi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite, și neamul acela suntem noi, este biserica Lui. Despre noi spune în 1 Petru, în capitolul 1, capitolul 2, versetul 9, voi însă sunteți o seminție aleasă, auziți ce suntem noi? Voi sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a Lui, ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce va chema din întuneric la lumina sa minunată. Ce n-a făcut Israelul, trebuie să facem noi. Mobilul chemării este să-L putem reprezenta pe El. Să, în viața noastră și în tot ce facem în activitatea noastră, să poată fi văzut Domnul. Asta este dorința Lui. Versetul 10 spune, pe voi care odinioară nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu, pe voi care nu căpătaseră îndurare, dar acum ați căpătat îndurare. Preobiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Apostolul Pavel și în Tit consemnează acest adevăr în capitolul 2. Versetul 14 spune aici, El s-a dat pe Sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un norod care să fie a Lui plin de râvnă pentru fapte bune. Aici în Evanghelia după Ioan, în capitolul 2, unde a fost citit, spune aici la un moment dat, versetul 3, când s-a isprăvit vinul, mama lui Iisus i-a zis, nu mai au vin. Versetul 5, mama lui a zis slugilor, să faceți orice vă va zice. Foarte importantă ascultarea de Dumnezeu. Biblia spune că ascultarea face mai mult decât jertfele și împlinirea cuvântului mai mult decât arderile de tot. Ascultarea de Domnul este foarte importantă. Tot în Ioan, în capitolul 5, de bunoară, versetul 24, spune adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viață veșnică. Și nu vine la judecată ce a trecut din moarte la viață. Ascultarea, dar în totalitate. După ce veți împlini tot ce trebuie împlini, să spune suntem niște robi netrebnici, am împlinit ce eram dator să împlinim, am făcut ce eram datori să facem. Cuvântul Domnului vorbește vis-a-vis de această ascultare și, printre altele, una din lucrările pe care Domnul le cere este la masa Domnului să fim prezenți cu El. Una din lucrări. Ioan capitolul 6 ne spune aici, versetul 51, Eu sunt pâinea vie care s-a pogorât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în viac și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pe care îl voi da pentru viața lumii. Versetul 53, Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun, că dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și dacă nu beți sângele Lui, n-aveți viața în voi înșivă. Viața ne-a dat-o Domnul atunci când s-a produs nașterea din nou. Am primit impulsul spiritual și din punct de vedere spiritual noi existăm. Dar viața aceasta spirituală trebuie să fie întreținută și una din modalitățile prin care noi întreținem viața veșnică este prin această apropiere sistematică la masa Lui. De altfel, spune Biblia aici în Faptele Apostolilor, arată aici pivoții bisericii primare, stâlpii bisericii. Fapte, capitolul 2, versetul 41 spune aici, principiile de bază. Cei ce au primit propovăduirea Lui au fost botezați și în ziua aceea la numărul ucenicilor s-au adaus aproape 3.000 de suflete. Versetul 42, ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Foarte importantă această lucrare. Cel ce a pus bazele este Domnul Iisus Hristos. El dorește să fim la masa Lui prezenți întotdeauna. Dar sigur, este foarte adevărat, nu oricum, de aceea masa Domnului nu este pentru cei din afară care n-au încheiat un legământ cu Domnul. Am dorit mult să mănânc paștele acestea împreună cu voi, se referea la ucenici, la apostoli.
După cum când e vorba de ungere, Biblia spune, dacă este cineva printre voi bolnav, să cheme pe prezbiterii bisericii. De aceea ungerea noi o facem la cei care l-au pe Domnul deja, care au încheiat un legământ cu Domnul. Dacă eu unul printre voi, printre voi. Când e vorba de binecuvântări de copii, Biblia spune, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel. Altfel, dacă nu e așa, facem o liturghie, un ceremonial religios. Și nu ascultăm întru totul de ceea ce Biblia ne învață. Deci atunci când ne racordăm numai o ascultare absolută de cuvânt, o racordare 100% la cuvântul Domnului, ne va garanta biruința și binecuvântarea va fi atrasă și va veni peste noi și peste lucrarea pe care noi o facem. Vis-a-vis de cină, mai vreau să mai amintesc ceva. Domnul a suferit, dragii mei, în Ghețimani. Și vedeți, el s-a apropiat, el nu a încercat să se eschiveze. Biblia ne vorbește de Ghețimani, ne vorbește de Gabata, ne vorbește de Golgota. Dar cu cât Domnul s-a apropiat mai mult de Ghețimani, de Gabata, de Golgota, cu atât s-a apropiat mai mult de împărăția cerurilor. Domnul mai întâi o trebuie să treacă prin suferință, înainte de orice. În primul rând vine suferința și apoi slava. De multe ori poate sunt mulți care ar dori slava aici. Vreau să vă spun că slava nu este aici. Slava deocamdată este numai a Domnului. El nu împarte slava cu nimeni. Biblia ne vorbește dacă noi rămânem credincioși și dacă noi, sigur, cum spune în 1 Ioan, capitolul 2, versetul 6, cum a fost El în lumea aceasta, așa suntem și noi aici. Ori El în lumea aceasta ne-a dat o pildă, un drum ne-a trasat și noi trebuie pe urma pașilor Lui. Pașii Lui au mers pe la Ghețiman, pe la Gabata, pe la Golgota. În viața aceasta El a suferit. Iar acum, în final, este înălțat în slavă. Într-o slavă pe care noi nu ne-o putem imagina. Biblia ne promite și nouă, dacă în acest context și noi călcăm pe urma pașilor Lui. Ce-o însemna crucea de bună oară? Pentru că e vorba de cina Domnului. Aici, la cruce, sunt frânte puterile întunericului. Să știți, acolo era nevoie de cruce. Și Domnul Iisus, eu pentru aceasta am venit în lumea aceasta. Aici sunt frânte puterile întunericului, aici este zdrobită puterea satanei, la cruce, la Golgota. Puterea întunericului a fost zdrobită, înfrântă. La cruce a fost înlăturat blestemul, așa ne spune Biblia. În cartea Colosenilor, dacă Domnul făcea lucrarea până la cruce și ar fi lipsit moartea Domnului pe cruce, era totul o lucrare frumoasă doar, la atât rămânea, fără efectele veșnice pe care noi le vedem. Ne spune aici în Coloseni, în capitolul 2, versetul 13, pe voi care nu erați, care erați morți în greșelile voastre, în firea voastră pământească netăiată împrejur, dar Dumnezeu v-a dus la viață împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greșelile. Acum ne arată ce s-a întâmplat acolo pe cruce, a șters zapisul cu poruncile Lui care ne stătea împotriva noastră. Ne era potrivnic, l-a nimicit pironindu-L pe cruce. Acolo pe cruce a dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. La cruce s-a produs marele deznodământ. Acolo Domnul a biruit, s-a comportat ca un stăpân absolut. Vedeți, acolo pe cruce Domnul murea cu mâinile întinse și ne spune Biblia, iar jos la poalele crucei, omul, creatura mâinilor Lui, omul muritor, omul insensibil la ceea ce se petrece sus pe cruce, trăgeaz la sorți pentru cămașa Lui. Domnul murea pentru noi și creatura mâinilor Lui trăgea la sorți pentru cămașa Lui. Biblia ne vorbește despre Domnul când era batjocorit și chinuit, nu răspundea cu aceeași monedă, nu riposta. El o dus până la capăt, o rămas ca un miel pe care îl duce la măcelărie, ca o emută înaintea celor ce o tân. Nu și-o deschis gura, El este modelul nostru suprem. De aceea Biblia ne spune că fără Domnul nu există mântuire, nu există nimic posibil. Îmi place mult să amintesc ce spune în Cartea Colosenilor, capitolul 2, versetul 9 și 10, căci în El locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii. Voi aveți totul de plin în El. În El, El este capul oricărei domnii și stăpâniri. Tot aici, în Cartea Colosenilor, ne spune printre altele, în versetul 15, El este chipul Dumnezeului celui nevăzut.
cel întâi născut din toată zidirea, pentru că prin el au fost făcute toate lucrurile, care sunt în ceruri, pe pământ, cele văzute, nevăzute, scaune de domnii, dregătorii, domnii, stăpâniri, toate au fost făcute prin el și pentru el. Versetul 17, el este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin de el. Versetul 19 și 20, căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în el și să împace totul cu el, cu sine, prin el, tot ce este pe pământ, ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii lui. De aceea, Doamne, te binecuvântăm și te mărim pe tine. Frați și surori, noi ar trebui să avem o dorință să așteptăm momentul acestei părtășii. Cu toată inima și ființa noastră, noi ne apropiem la masa Domnului, nu ca să fim mântuiți. Noi ne apropiem la masa Domnului pentru că suntem mântuiți. La masa Domnului numai cei care deja au beneficiat de mântuirea Lui, de iertarea Lui, de grația Lui. Aceia se pot apropia, de aia Biblia atenționează. Pe de o parte spune, dacă nu ne apropiem, nu avem viață noi înșine. Știți ce spune în Cartea Numerilor? Corespondentul părtășiei la masa Domnului este, or fost Paștele Vechi Testamentale. Și Biblia spune acolo, dacă cineva nu lua Paștele, nu serva Paștele, dintr-un motiv obiectiv, spunea că a doua lună neapărat trebuia la aceeași dată să serveze Paștele. În contextul în care nu s-apropia un israelit de Paște, trebuia să fie nimicit din poporul Domnului. Acum vedeți la noi aici, în Noul Testament, este ceva similar, ceva asemănător. Biblia ne spune aici foarte frumos, în epistola, citim de aici, din Corinteni, 1 Corinteni, capitolul 11, spune aici, printre altele, pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta, versetul 26, și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. De aceea, oricine mănâncă sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și de sângele Domnului. Dacă cineva nu mănâncă, nu are viață în el. Ioan 6. Dacă însă cineva mănâncă și nu mănâncă, nu este viața în ordine, la fel este un pericol foarte mare. E un real pericol. De aceea spune Biblia aici, printre altele, în versetul 29, citim și 28, fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea și mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Noi ne apropiem de azimă și de rodul viței, dar atunci când se cere binecuvântarea, credem că primește valoarea trupului și a sângelui Domnului Iisus Hristos. În acest context spune, vom fi vinovați de trupul și de sângele Lui. Nu spune că vom fi vinovați de azimă și de rodul viței, ci de trupul Lui și de sângele Lui. Și aici continuă Biblia și spune, încă o dată, ca o întărire, dacă ne-am judecat singur, n-am fi judecați. Prima judecată la nivelul conștiinței, a cugetului. Sensibilitatea aceea care trebuie să o avem, dacă în timp noi omorâm cugetul, conștiința, nu ne va mai vorbi. Și la un moment dat mă voi apropia, uitându-mă în dreapta și în stânga. Când mă apropiu, întotdeauna trebuie să mă racordez la cele scrise, la cuvânt. Și aici voi descoperi în viața mea lucruri care poate nu sunt după voia Lui. Și întotdeauna voi veni cu reverență înaintea Lui. Și întotdeauna voi înțelege voia Lui. Spune aici, dar când suntem judecați, pentru că nu mă judec eu, nu las conștiința și ea nu mai funcționează, Domnul nu mă lasă oricum pentru că am încheiat un legământ cu El. Și pentru că fac parte din poporul Lui, Dumnezeu nu acceptă oricum să trăiesc. Nu este indiferent. De-aia spune că orice fiu pe care El îl iubește, îl disciplinează. Biblia spune în Timotei, toată Scriptura este însuflată de Duhul lui Dumnezeu și de folos, ca să învețe primul lucru. Un al doilea lucru, ca să mustre. Mustrarea are sens de corijare, de îndreptare, să îndrepte, în al treilea rând. Să dea înțelepciune, neprienire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Domnul nu vine să ne disciplineze, până mai întâi nu ne învață. El ne învață, ne vorbește de fiecare dată când suntem aici. De aceea ar trebui să fie pentru noi o dorință extraordinară să nu lipsim de la părtășie. Ori de câte ori lipsim, suntem frustrați, văduviți de binecuvântările lui Dumnezeu. Domnul se prezintă întotdeauna aici la părtășie, la turma Lui. El întotdeauna este prezent, nu lipsește de la părtășie. Dacă cumva lipsesc și din motive subiective, nu obiective, care sunt motivele obiective? Ori lucrez, ori am pe cineva în neputință, sau sunt eu în neputință.
De altfel, nu există și neputința aceea să fie mai mare decât Luca 13, ce scrie acolo despre femeia gârbovă. Era o femeie gârbovă, îndoită în două, care de 18 ani, în această situație, venea la casa Domnului, la sinagogă. Și nu lipsea. Și în final, acolo s-a produs dezodământul. A venit ziua când Domnul s-a atins de ea și a întins mâinile și a îndreptat-o. De aceea, pentru că nu știm când Domnul vrea să lase binecuvântările Lui, să nu lipsim de la părtășie, ci să fim întotdeauna aici. Încă o dată recitesc versetul 32, dar când suntem judecați de El, de Domnul, suntem pedepsiți de El, ca un tată care iubește copilul. Orice pedeapsă la început pare o pricină de întristare și nu de bucurie, dar mai pe urmă celor ce au trecut prin școala ei aduce roada dădătoare de pace a neprienirii. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul, ca să nu fim osândiți odată cu lumea. De aceea doresc această biserică, Biserica Elim, Domnul să o binecuvinteze. Doamne, ajută-ne să Te căutăm pe Tine, să avem o râvnă pentru Tine. Vreau să spun, dragii mei, viața de pocăință nu e o viață de apatie, apatic așa, searbă, de seacă. Viața de pocăință e o viață de bucurie, plină de entuziasm. Domnul are mereu lucruri proaspete și noi pentru noi, pentru viețile noastre, pentru familiile noastre. Vreau să nu uităm, dragii mei, nu există o rutină la Dumnezeu, nu mai are binecuvântări, nu există așa ceva. Ca un ocean, El întotdeauna are pentru noi, dar totul este funcție de noi, cum noi ne străduim, ne silim în fiecare zi. Cum dorim în fiecare zi să citim Scripturile, să avem părtășie în rugăciune, în cămăruța noastră. Cum suntem prezenți la părtășie, ori de câte ori există părtășie aici în casa Domnului. Îmi place aici afirmația mamei Domnului Iisus din Ioan 2. Mama lui Iisus a zis slugilor să faceți orice vă va zice. Domnul a fost prezent, sigur, trec peste aceste amănunte, sublinieri, nu sunt nesemnificative. Au greutatea și încărcătura lor. Dar vreau la altceva să mă opresc, să faceți orice vă va zice. Foarte importantă încă o dată ascultarea. Domnul îmi spune odată, uneori există persoane, frate, dar numai odată scrie în Biblie. Odată dacă scrie, este suficient. Odată dacă scrie, sunt cuvintele Domnului și sunt imutabile. Au valoare veșnică, eternă, o greutate extraordinară. De aceea eu caut să împlinesc tot ce trebuie împlinit, să pun în practică, să faceți orice vă va zice. Și în continuare, în minutele care mai sunt, vreau să mă opresc la această subliniere. Să faceți orice vă va zice. Și aici spune în continuare, acolo erau 6 vase de piatră puse după obiceiul de curățire a iudeilor. În fiecare din vas încăpeau câte 2 sau 3 vedre. Iisus le-a zis, umpleți vasele acestea cu apă, le-a umplut până sus, scoateți acum, le-a zis El, și duceți nunului. Și ei au ascultat, s-au racordat la tot ce le-a spus Domnul. Foarte important să ne racordăm noi. Acum, latura morală, practică, pe care eu o am în această zi, mod special, este ce s-a dus, s-a isprăvit din viața noastră. Criza spirituală poate apărea chiar din prima zi. Poate apărea de la începutul credinței și apoi și în timp, după 10 de ani de pocăință. Vreau să vă spun, nimeni nu poate să spună, e greșit, să spun eu sunt pocăit din moș strămoș. Și eu sunt pocăit de 10 ani și sunt tare și puternic. Pavel, nimeni nu a fost mai puternic decât Pavel. Știți că el a ajuns în al treilea cer. Biblia ne spune că minuni extraordinare făcute prin Pavel, trupuri, basmale sau șorțuri atinse de trupul lui, duse la mari distanțe, puse pe bolnavi și bolnavi erau însănătoșați, erau vindecați. El a ajuns în al treilea cer și au auzit lucruri care nu i-au fost îngăduit să le pronunțe. În vocabularul omului nu au fost termeni ca să-i poată reda. Și Pavel totuși spune, fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, fac un lucru, uit ce este în urmă și mă arunc spre ce este înainte, caut să-l apuc. Întrucât și eu am fost apucat de Hristos. Deci să nu uităm, dragii mei, avea verificarea în această zi pentru că suntem la cina Domnului. Fiecare să se suspecteze pe el însuși. Știți că Domnul a spus la un moment dat acolo, adevărat vă spun că unul din voi în noaptea aceasta mă va vinde. Toți au fost foarte curajoși din punct de vedere verbal. Afirmațiile lor, foarte frumoase. Petru a spus în final, Doamne, dacă toți s-ar lepăda, eu rămân în picioare, eu rămân pe verticală. Aș vrea să nu uităm a ne suspecta fiecare, e un lucru foarte important. Acum, vis-a-vis de această suspectare, mai amintesc ceva din Psalmul 139. Aici și David s-a suspectat
Și era într-un moment bun, nu în momentul în care a păcătuit. El s-a întors cu toată inima, a plâns o viață întreagă și s-a căit. Și acum, într-un moment bun, David face aici o afirmație, versetul 23 și 24 din Psalmul 139. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima, încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. S-ar putea să fiu pe o cale rea și eu să nu știu? Da, s-ar putea. Foarte important, când Domnul cercetează, când eu mă racordez la cuvânt, voi descoperi în mine carențele pe care le am, lucrurile negative care nu sunt după voia Domnului, vorbele, gândurile, o lume a gândurilor noastre. Și Domnul vrea să avem gânduri curate, gânduri sfinte, gândurile Lui care le-a avut și El. În continuare, câteva lucruri care poate s-au isprăvit la unii dintre cei prezenți. M-aș bucura să nu fie la niciunul. Dar poate la mine, în dreptul meu, sigur, și eu mă verific în același timp. S-a isprăvit. Ce se poate isprăvi? Primul lucru pe care vreau să-l menționez, se poate isprăvi, dragii mei, smerenia. De smerenie nu muri nimeni, să știți. Și Domnul a spus, veniți și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Nu există soluție, numai la Domnul, numai dacă venim la El, nici chiar la nivelul unei biserici. Biserica nu dă smerenie. Smerenia nu o dă oamenii, smerenia nu o dă Dumnezeu. Standardul de smerenie apoi nu îl avem aici în jurul nostru. Noi de multe ori ne uităm în stânga și în dreapta, luăm ca și modele. E foarte important modelul, să-l ai modele, la ora actuală mai ales. În toate domeniile sunt modele. Dar modelul spiritual este Domnul Iisus și El a spus, veniți și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Uitați ce spune vis-a-vis de această smerenie. Nu mai au smerenie. Ce e de făcut? Există soluție. Nu trebuie să intrăm în panică, în groază. Nu, venim la Domnul și El ne învață. El ne spune, El ne ajută. Filipeni capitolul 2 spune așa. Zice, să aveți în voi gândul acesta care era în Hristos. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, versetul 6. Totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, s-a dezbrăcat pe sine însuși. A luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor, la înfățișare, a fost găsit ca un om. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult. Vreau să nu uităm, cine se smerește va fi înălțat. Celor smeriți Dumnezeu le dă har. Foarte importantă această smerenie. De altfel, Biblia fericește acolo Matei 5. Versetul 3, Biblia începe, zice, ferice de cei săraci în duh, căci ei vor fi săturați. Cei săraci în duh, aia înseamnă cel smerit. Terenul de unde cresc toate virtuțile spirituale, să știți, este smerenia. Vreau să spun, smerenia însă încă o dată, dacă ne racordăm aici la Biblie, ne-o putem descoperi noi, dacă o avem sau nu avem. Despre smerenie vreau să citesc ceva din Psalmul 119. Uitați ce spune aici cuvântul în versetul, în Psalmul 119, în versetul 67. Până ce am fost smerit sau până ce nu m-am smerit, rătăceam. Dar acum păzesc cuvântul tău, acum vis-a-vis de rătăcire. Uitați ce spune Biblia în Cartea Proverbelor, în capitolul... În Proverbe, în capitolul 5, aici spune în versetul 13, cum am putut să n-ascult glasul învățătorilor mei? Să nu iau aminte la cei ce mă învățau, cât pe ce să mă nenorocesc de tot în mijlocul poporului și al adunării. Dragii mei, uneori și în mijlocul poporului mă pot rătăci, cel de lângă mine să fie pe o cale bună și eu să fiu pe o cale greșită. Mă pot rătăci! Și aici spune, până ce am fost smerit, până ce nu m-am smerit, rătăceam, dar acum păzesc cuvântul tău. Versetul 71, este spre binele meu că m-ai smerit, ca să învăț orânduirile tale. Versetul 75, știu, Doamne, că judecățile tale sunt drepte, din credincioșie m-ai smerit. În Psalmul 25, pentru că suntem în Cartea Psalmilor, vreau să citesc și de aici versetul 9, pentru că merită, cit și 8. Domnul este bun și drept, de aceea arată El păcătoșilor calea. El face pe cei smeriți, versetul 9, să umble în tot ce este drept. El învață pe cei smeriți calea sa. Multe căi par omului bune, dar la urmă se văd că duc la moarte, că nu mai poate omul să facă nimica. Dar ca să pot să am lumina, trebuie neapărat și Domnul mi-arată, Domnul mă învață. Mai citesc ceva din 1 Petru, capitolul 5, mai ales pentru tinerii din biserică.
Tot așa și voi tinerilor să fiți supuși celor bătrâni și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie, căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Smeriți-vă dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru că la vremea lui El să vă înalțe. Doresc această podoabă sfântă, Domnul să o lase pentru toată biserica. Doamne, ajută-ne să fim împodobiți cu smerenie, după modelul Domnului Iisus. Un al doilea lucru, nu mai iau, poate că nu mai iau în continuare, vreau să amintesc de dragoste, dragostea celor mai mulți se va răci. Nu mai iau dragoste. Dar cine îmi poate da dragostea? Numai Domnul mi-o poate da. Numai atunci când vin la El, El e sursa dragostei, El este dragostea, Dumnezeu este dragoste și Dumnezeu este Duh. Așa ne spune Biblia. Dumnezeu este Duh și de aceea este plin de dragoste, este plin, plinătate. Cu cât vom fi și noi mai plini de Duh, că spune în Romani, capitolul 5, și dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul lui cel Sfânt care ne-a fost dat. Cu cât suntem mai mult plini de Duh, cu atâta și dragostea este mai mare. Este direct proporțională. Dragostea e direct proporțională cu Duhul. Spune aici, vis-a-vis de dragoste, ceva, sigur sunt multe, dar ceva din Efeseni, capitolul 3, versetul 16. Și rog a potrivit cu bogăția slavei sale să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul lui în omul din lăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre, prin credință, pentru că având rădăcina și temelia pusă în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea. Aici vorbește de dimensiunile dragostei. Prima dimensiune ne spune aici care este lărgimea dragostei. Modelul e Domnul Iisus. El e dragoste. În inima Lui ce înseamnă lărgime? În inima Lui încăpem toți, omenirea întreagă. Domnul a venit să o muri pentru lumea întreagă, dar nu au parte de mântuire toți, numai cei care îl acceptă pe El și vin la El. Aici spune lărgimea dragostei în inima noastră, asta e întrebarea provocatoare în această dimineață. Smerenia cât este, mai încape încă la noi? Dragostea aceasta este în inima noastră, avem o inimă largă? Biblia spune prin Apostolul Pavel că la unii în loc să se lărgească dragostea, s-a strâmtat inima și nu mai are loc dragostea, nu mai e o dragoste mare, o inimă largă. De aceea, lărgime înseamnă o inimă largă în care să încăpem toți, cei din biserică în cap. Și ce spune Biblia, plângeți cu cei ce plâng, bucurați-vă cu cei ce se bucură. Mereu mă gândesc, a plânge cu cel ce plânge când este în necaz e mai ușor. Dar a te bucura de succesul celui de lângă tine, când îl are mai mare decât tine, e foarte greu. Dar atunci când te poți bucura de succesul lui, ăla e un test. E un test și te poți verifica că ești pe o cale bună. Când te poți bucura de biruința spirituală pe care o dat-o Domnul în dreapta și în stânga, te poți bucura, atunci este în ordine. Apoi spune de o a doua dimensiune, lungimea dragostei, până la noi a ajuns. Fără comentarii, adâncimea, Biblia spune în, de bună oară, în Psalmul 40, îmi pusesem nădejdea în Domnul, El s-o pleca spre mine, mi-a ascultat strigătele, m-a scos din groapa peirii, din fundul morcirilei. În virtutea adâncimei dragostei Lui, atât de adâncă, încât mi-a scos din mizeria în care am fost. Poate am uitat acum, mulți au uitat în timp uită. Dar să nu uităm că fiecare dintre noi, prin definiție, niciunul n-a fost neprihăniți. Toți oamenii au fost păcătoși, mai mari sau mai mici. Însă Domnul a venit și a murit pentru toți, ne-a scos din groapa pe ei, din fundul mocirilei. Apoi spune aici, înălțimea dragostei, nu ne-a lăsat acolo așa liberi, ci ne-a pus pe stâncă. Ne-a pus și stânca este Hristos. Ne-a pus în locurile cerești. Auziți ce spune Biblia despre noi? Efeseni, capitolul 1, versetul 3. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești, spune aici, în Hristos. Ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești. Capitolul 2, versetul 6. El ne-a înviat împreună și ne-a pus deja, nu ne va pune, ce vom fi nu s-a arătat încă. Acum suntem copii al lui Dumnezeu și ne-a pus în locuri cerești. Biserica este într-un loc ceresc. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem în locurile cerești în Hristos. Ne spune tot aici, în Cartea Colosenilor, Apostolul Pavel, uitați ce spune aici în capitolul 1,
Versetul 13. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui, totul la prezent. În viitor ce vom fi, nu s-a arătat. Dar Biblia ne spune că vom fi cu El, ca și El. Și El spune celui ce va birui, voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie. După cum și eu am biruit și șed împreună cu Tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Ei, dar acum Biblia ne spune în această dimineață, lupta e foarte mare. Ne-a pus Domnul undeva, la o înălțime, uitați ce spune în Efeseni 6. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți ținea piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, domniilor, împărăților, stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății, care sunt în locurile cerești. De aceea, luați toată armătura lui Dumnezeu. În locurile cerești suntem noi, biserica. Și tot aici, duhurile răutății care vor să ne coboare în jos. Lupta este mare. Eu doresc Dumnezeu să ne dea biruință. Doamne, până aici ai fost cu noi, dorim mai departe, rămâi de partea noastră. Rămâi stăpânul nostru. Deci am vrea să nu uităm, dragii mei, smerenia, primul lucru, nu mai au smerenie, sursa este la Domnul. Modelul este El. Nu mai au dragoste, sursa este Dumnezeu. Sursa este Domnul Iisus. Modelul este El. Apoi un alt lucru, nu mai le amintesc, nu mai au mulțumire, stare de mulțumire. Este extraordinar. Proverbe 15:15, cine are o inimă mulțumită, are un ospăț necurmat. Mulțumirea e un lucru mare. Aduc ca jertfă mulțumiri. Psalmul 50, împlinește juruințele făcute celui preanalt. Nu e o mulțumire. Domnul, stăpânul universului, a acceptat toate stările prin care Tatăl a hotărât să treacă. A avut inima mulțumită, e mare lucru, să ai inima mulțumită. De aici pornește totul, dragii mei. Apoi un al patrulea lucru pe care vreau, nu mai iau de bunăoară bunătate. Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui. Nu-i bunătate nici în familie, de multe ori stări tensionate, vorbe, jigniri. Mai vorbim uneori, frați și surori, în afară, atâta ostilitate din afara sferei bisericii spre biserică. E nemaipomenit însă să ai starea aceasta de bunătate. Domnul a fost bun, minunat este El. Dumnezeu este bun și El vrea și noi să fim buni. Modelul nostru în bunătate nu sunt oamenii, nu sunt cei din jur. Uneori perversitate, atâta falsitate și viclenie în oameni. Spun una și fac alta, zâmbesc așa și citești uneori, deșifrezi viclenia pe care o au. Dar e nemaipomenit să te uiți în cuvânt și tu să rămâi. Vreau să spun că bunătatea nu e o slăbiciune. Uneori un om bun zici că e un om slab, care nu se știe apăra. Bunătatea e o armă puternică, este o forță extraordinară, este o mare binecuvântare. Apoi un alt lucru pe care vreau să-l amintesc, un al cincilea, este blândețea. Nu mai au blândețe, Doamne, și Tu ai spus, veniți și învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima. Moise a fost cel mai blând om de pe fața pământului și l-a apărat Domnul. El apără războinic viteaz, Psalmul 45. Blândețea, adevărul și neprihănirea. Când eu îl reprezint pe el și reprezint blândețea lui, el mă apără. Un om blând ăla nu se poate apăra. O oaie adevărată aia nu se poate apăra. Știți de ce suntem comparați cu turma de oi? Că nu avem arme de apărare. Cel ce apără turma este marele păstor al oilor. Și acest mare păstor e Domnul Iisus, dar asta în contextul în care îl reprezint pe El, reprezint blândețea Lui, adevărul Lui, neprihănirea Lui. Asta e chemarea mea. Un al șaselea lucru pe care vreau să-l amintesc, nu mai au credință. Fără credință e cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Credința este un lucru primordial și nu e admis să scadă. Cum vine credința? Credința vine în urma auzirii. Auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu, citind în fiecare zi cuvântul. Încheie aici. Din toată inima doresc pentru Elim Dumnezeu să întărească biserica. Doamne, pune noi o dragoste și o râvnă pentru Tine. Frați și surori, sigur, aici în biserică toate sunt bune, dar mergând la ale noastre în familie, în fiecare zi, noi trebuie cu multă seriozitate, cu multă atenție. Zice 1 Corinteni, capitolul 10, aceste lucruri au fost scrise pentru învățătura voastră, peste care a venit sfârșitul veacurilor, uitându-ne la Israel să nu facem lucrurile negative, să nu le acceptăm, dar cei bun și pozitiv să luăm și apoi cu tot elanul și cu toată râvna să-L slujim pe Domnul și să ne apropiem de El. Amin. Vreau să-ți duc salutul fraților din Betel, din Arad.
La Betel e o biserică destul de mare, avem câteva sute de tineri în biserică, sute de tineri, avem vreo 600-700 de copii până la 14 ani și ne bucurăm acolo. Frații, au știut că vin frații lucrători și mi-au spus, frate Eugen, du salutul nostru. Salutul este din 2 Cronici, capitolul 15, versetul 1, 2 și 7. Și aici chiar îl citesc, 2 Cronici, capitolul 15, versetul 1, 2 și 7, dar mod special, pentru dumneavoastră, e versetul 7. Citim și 1 și 2. Duhul lui Dumnezeu a venit peste Azaria, fiul lui Oded. Azaria s-a dus înaintea lui Asa și a zis, ascultați-mă, Asa și tot Iuda și Beniamin, Domnul este cu voi când sunteți cu el. Dacă îl veți căuta, îl veți găsi, de iar dacă îl părăsiți, și el vă va părăsi. Și acum versetul 7 în mod special. Voi, dar frați din Elim, întăriți-vă și nu lăsați să vă slăbească mâinile, căci faptele voastre vor avea o răsplată. Și dorim răsplata să fie deplină din partea Domnului oștirilor în ziua aceea. Amin.